Gata, ne-am întors în direct și până să punem mâna pe telefon să-l sunăm pe domnul Simonis, că suntem paroliști. Uite, aruncam o privire, vă spun ce m-a luat ochi, pur și simplu. Că aruncam o privire să văd ce venituri se învârt în administrație. Nu că domnul Simonis și domnii de la PSD așa își vehiculează gestul de a crește veniturile administrației, că o duc foarte rău. Și văd aici, de exemplu, la primăria Cluj niște salarii. Și vreau să întreb dacă se mai fac angajări, domnul Zanfir. Eu știu. Nu, cum... domnul Buzianu, cam ce fel de... De viceprimarii, cât? Olah Emese și Dan Tarcea. Deci viceprimarii? Viceprimarii au salarii brute, între, brute de 20.800 de lei, care corespund unui net, că asta e situația la noi, sunt și impozite mari pe muncă. Cam cât? Undeva la 13.000 de lei, cam așa încasează. Deci viceprimarul, un viceprimar... Dintr-un mare municipiu se duce în 13.000 de lei bani în mână. Da, asta păi este. Și cât vrea să ia? Viceprimar. Nu-i primarul. E viceprimarul, e vicele. Primarul se duce lejer, se duce primarul, stai un pic, domnul Boc, ia brut, are brut lunar 23.400 de lei. Netul este, nu mai știu, nu, trebuie calculat. Ideea e următoare, oamenii ăștia o duc foarte bine din administrațiile locale pentru că li s-a și dat posibilitatea să-și facă ei salariile, să-și le jongleze ei cum vor ei, să-și managereze ei bani. Dar aia vin într-una la ciucă, vin într-una la premier, ca oricare ar fi el, vin așa, dacă puteți să ne mai ajutați cu niște, că nu mai avem bandă, niciunele. Ce fel de costuri ale vieții are primarul respectiv de e nevoie mai mult de 3.000 de euro, de 4.000 de euro decât primește el în fiecare lună un astfel de primar. Sigur, înțeleg că la nivel de comună vorbim undeva la 4.000 de lei. Sigur, se adaugă o serie de sume și beneficii pe care le ai ca edil local. Dar haideți să-l sunăm în direct pe domnul Alfred Simonis să ne spună exact în ce comună nu are candidat, pentru că sunt salariile foarte mici în administrația publică locală. Să vedem, vă căutăm noi candidați. Cred că vin oameni și... pentru 4.000 de lei. Să sunăm în direct la domnul Alfred Simonis. Să sunăm în direct pentru că ne-a promis că ne va răspunde. Este o premieră. Pentru prima dată și-a luat inima în din. Păi a răspuns în greșeală cuvânt. Când l-am sunat în direct. Așa. Între timp ne aducem aminte că la toate aceste primării sunt tot felul de sporuri care se adaugă la aceste venituri. Și că am vorbit la un moment dat la primăria din Cluj că sunt sporuri de stres. Sigur că da. Că dacă te și dacă le ia primarul, da, se câștigă în administrația publică locală. Boc e stresant așa ca fel de a fi și acolo, înțeleg. La domnul Simonis să vedem, să vedem dacă și răspunde. Cum să nu răspunde? Păi un om de cuvânt. Și răspunde. Pe sigur că răspunde. Dar nu se poate. Avionul a aterizat, repet, sigur. De la ora 7. Hai, domnule, că e... da. Bună seara, domnul Simonis. Ați aterizat? Am aterizat, că nu puteam vorbi din aer, să știți. Bun. Da. N-am reușit performanța să vorbesc la telefon în aer. Sunteți până în aer, acum n-ați reușit performanța de a vorbi cu noi nici de la sol, nici din alte circumstanțe, dar e bine că avem acum această ocazie. Nu e foarte mult timp la dispoziție, suntem pe finalul emisiunii. Mult nu o să mă prindeți, da. Da. Aș vrea să știm în ce localități aveți probleme în a identifica posibil candidați pentru primării. Că ne-a spus că nu prea vine lumea să candideze, că sunt salariile mici. Unde n-ați găsit candidat? Ați dat între dumneavoastră în ce am zis eu acolo? Da, asta am înțeles. Nu, asta nu. Dar ce ați vrut să spuneți, de fapt? Spus că dacă vom vrea candidați performanți și oameni capabili care au reușit în privat să vină să candideze pentru funcția de primar plătindu-i cu 3.000 de lei, 4.000. Nu vom avea această performanță. Am înțeles. Deci nu ca acum, asta vreți să spuneți, că vreți să înlocuiți garnitura asta mediocră de aleși locali cu niște oameni performanți, sau mai de aceea ridicați... Eu nu înțeleg de ce m-ați sunat, dacă nu ați să și întrebați și răspundeți în locul meu. Păi nu, încercăm să ne clarificăm. Primarii... Păi mă clarific, dar orice... Păi da, a spus asta, domnule, mai domnule. Da, să lăsăm să vorbesc. Ia să vedem. Ia spuneți, domnul Simon. Eu am spus așa. Ce a spus? Că dacă vrem performanță la administrația locală, da. Dacă vrem oameni care să atragă fonduri europene, dacă vrem oameni care să fie dedicați localităților și comunităților lor, da. Mașina din spate trebuie. Așa. Dacă vrem oameni dedicați comunelor lor, trebuie să existe o remunerație decentă. Păi și până acum a fost așa? Primarii au salarii mici. Dar toată tevatura din Parlamentul României de două zile, și văd că promovați în continuare, a fost pentru 400 de lei pentru fiecare primar. Că asta e media creșterii pentru primarii din România. Știți de unde e problema? Nu vorbește nimeni de miliardul de euro pe care l-a cheltuit USR-ul pe vaccinuri, de exemplu, pe care le-a mars. Da. Era premier liberal și atunci. Era premier liberal. Păi da, toate deciziile guvernului sunt girate de premier. Deci ar trebui să vă reglați problema cu colegii de la PNL. Dar în altă ordine de idei, domnule Simonis. Am zis deștept sau ce? N-am zis asta. Păi ați spus că ars USR-ul. Nu poate să ardă un partid minoritar de la guvernare fără aprobarea...
partidului majoritar, vă rog. Da, doamnă, USR-ul și Câțu, domnule, am înțeles, e bine așa. USR-ul și PNL. Nu, PNL. USR-ul și Câțu. Nu, Câțu nu era persoană fizică, domnule, dar să nu schimbăm subiectul discuției. Da, domnule, USR și PNL, 1 miliard de euro. Așa cu colegii dumneavoastră. Bun, revenind. USR 1 miliard de euro pentru aia, 8 miliarde de lei. Dar vi se pare firesc să începeți actualizarea veniturilor de la colegii dumneavoastră? Nu, dar cine a spus că începem actualizarea cu veniturile noastre? Noi! Tocmai v-am spus acum. Astea și-au rămas singuri cu veniturile neactualizate, primarii dumneavoastră? Cei care din 2008, nu primarii, domnule, angajați de administrația publică locală, 300.000 de oameni, așa. Primarii 3.000. Da. 300.000 de oameni au salariile corelate strict legate de salariul vicepriman. Deci sunteți practic obligați să le mai dați niște bani primarilor, că altfel nu puteți să le creșteți celor din administrație. Dacă vreți bășcălie, pot să fac și o bășcălie. Păi nici o bășcălie, nu e asta adevărul. Deci credeți-mă că nu puteți să faci. V-am ascultat. Mare bășcălie nu puteți să faceți, domnul. Că bășcălie ni s-au părut declarațiile dumneavoastră de avere când vă videați apartamente și mașini și nu spuneați cui. Cui ați vândut Porsche-ul? Refuz să intru, dar acum m-ați prins și m-ați spus să vă promit. Ia stați un pic, ce asta refuz să intru? Dar dumneavoastră sunteți demnitar într-un stat privat? Cum adică refuzați să intrați? Ia stați, domnul Freddy Simonis, mai ușurel. Că nu sunteți un om cu raca la clima. Tu la piață faceți, nu cu mine, îmi pare foarte rău. Păi, dar dumneavoastră v-am prins cu infracțiuni. Domnul, dar când public, cui ai vândut Porsche-ul, domnul Freddy Simonis? Cui vinzi Porsche-ul, domnul Freddy Simonis? Cui vinzi apartamentele, domnul Freddy Simonis, și nu spui? Eu nu vând niciun apartament, domnule. Dar declarația dumitale de avere, de ce nu treci persoana către care a cumpărat-o? Declarația, ai vedea că am declarațiile în față, hai să ne uităm. Către cine s-a înstrăinat Porsche-ul, către cine s-au înstrăinat apartamentele? Că nu-i trecut în declarația de avere și acum obligă legea. Domnul Freddy Simonis, vă rog. Domnilor. Vă rog, domnilor, către cine ați înstrăinat apartamente și mașini în valoare de sute de mii de euro? Vă lăsați să răspund sau nu? Vă rog, spuneți. În primul rând, Porsche la care faceți referire din 2011 a fost vreo 18.000 de euro. Așa. Care a fost al soției mele înainte ca dânsa să... Domnule, către cine l-ați vândut? Stați, domne, să vă spun. Păi nu mă întreba cât a costat, că văd care e valoarea. Păi lăsați-mă să vă răspund. Păi sute de mii de euro. Vreți să mintiți sau să spunem adevărul? Păi spuneți! Vă spun adevărul! 18.000 de euro, mașina soției înainte să fie soția mea! Așa! Păi ce trebuia să-i arunc la gunoi? Mașina, ce să fac cu ea? Doi, am vândut mașina aia unui domn. Cei de la site-ul Cameș, sau probabil de la Ani, au blurat numele. Păi nu e legal! De ce? Păi trebuie să spuneți cui ați vândut-o! Păi, dar vă spun, Răzvan Popeță numește, care e problema? Păi, dar de ce nu treceți în declarația de avere? Vreți să ne uităm pe un material publicat de jurnaliștii de la Newsweek? Păi, dacă a fost blurat de alții... Da, domnule, numai la dumneavoastră se blurează. Haideți să prezentăm telespectatorilor și materialul celor de la Newsweek. Că da, nu înțeleg de unde domnul Alfred Simonis atâta aroganță în relația cu presa. Să mă atacați constant pe mine. Domnule, vă atacăm pentru că sunteți un om care ridică semne de întrebare. Pentru că dumneavoastră sunteți plătit să spuneți despre mine săptămânal ceva. Ce suntem, domnul Freddy Simonis? Domnul Simonis, suntem plătiți să vorbim despre oameni ca dumneavoastră care conduc această țară. Lasă-mi să dezvolte puțin. Mai mari decât banii mei, domne. Ce? Sunt mai mari decât banii pe care e averea marea mea. Că am văzut că a spus cu mine milionar la televizor. Așa. Domne, creditele mele sunt mai mari decât banii mei. Așa și ce să vă fac? Imobilor mele. Așa și ce să am luat cu credite casa pe care am luat-o. Ia prezentați articolul de la Newsweek să se vadă pe ecran în timp ce vorbim. Că domnul Simonis, vreți să faci închetă? Aveți probleme financiare, așa vă plângeți? Nu fac, dar nu-s milionarul care ai spus dumneavoastră. Nu v-am plâns niciodată. Ia să ne uităm ce publică jurnaliștii de la Newsweek despre dumneavoastră. A spus poze cu soția mea dinainte să o cunosc, domne, la televizor. Ce legătură are una cu alta, domne? Pe are, domne, că asta e o mizerie. Ce mizerie? Nu vă faci, domne, la noi, că vă inflamați ca mult pentru un om care primește 140.000 de euro cash. Domne. Ați făcut în botezuri, nunți și cumetrii. 140.000 de euro cash. Domne, trebuia să nu-i las pe oameni să vină la botez. Domne, dar cum fiind numai la politicieni, domne, se strâng sute de mii de euro la botez. În primul rând, n-am apucat să vă felicităm pentru frumosul eveniment. 140.000 de euro. Dumneavoastră credeți că oamenii care ascultă acum chiar cred această informație? Domne, credeți că păcăliți pe cineva, domnul Simonis? Este o minciună dumneavoastră. Care e minciuna, domne? Prezentați, domne, documentul, mă prezentați pe mine. Prezentați declarațiile de avere așa. Dați în jos să le vadă telespectatorii. Unde vedeți
140.000 de euro la ultimul eveniment. Domne, să prezentați poze cu soția mea dinainte să o cunosc. Dom'le, ce relevanță are, domnule? Ce poze am prezentat, domnule, cu soția lui? Această mizerie ați făcut-o dumneavoastră, ăștia doi, care sunt la emisiunea asta. Care poză, domne? Ați spus, domne, cu soția mea poze acum 10 ani, că nu o cunoșteam în vacanță. Păi și ce relevanță are, relevanță, nu înțeleg. Are, domne, că asta e o mizerie. Ce mizerie, domne? Pe ce am pus poze dezbrăcate? Am pus poze în spațiu public, pe care și l-a pus pe net. Ați pus pozele și a spus că uite unde merge Simonis în vacanță și erau poze cu ea dinainte să o cunosc. Pricepeți românește? Domne, nu mai schimba subiectul, deci, domne. Asta vi se pare dumneavoastră important, că s-a ilustrat cu o poză anterioară întâlnirii cu dumneavoastră? Acest mizerii, după mizerie. Nu, domne, niciun fel de mizerie. Mizerie să vinzi apartamente, trei la număr și să nu spui către cine. Domne, dar am furat apartamente. Domne, nu știu. Domne, nu știu. Domne, eu nu știu dacă astea sunt chiar cadouri și donații în valoare de 140.000 de euro sau ești pagă mascată. Nu știu de unde să știu. Dumneavoastră s-o obișnuia să luați pagă ca să faceți emisiuni. Ce facem? Ce facem, domnul Freddy? Păi dar de ce mă faceți să mine șpagar, domnule? Cum? Păi dar nu v-am spus, am spus că nu știu. Păi sunteți, acum vrei să o luăm, hai să vorbim deschis. Sunteți o prezență absolut inexplicabilă. Cum, doamne, iartă, mă ajunge un om ca dumneavoastră atât de departe în politică. Studii n-aveți, mare afaceri n-ați condus. Da, păreți dubios, vă deranjează? Ce sunt eu? Poate aveți impresia că-s ca voi și eu. Ce? Nu, aici e toată. Păi dacă aveți bănuieli că iau șpagă, poate o faceți dumneavoastră. Domnul Simon, uitați ce se întâmplă. Dacă luam șpagă, nu vorbeam... Sunteți chiar obraznic, domnul Simon. N-aveam tonul ăsta cu dumneavoastră. Șpăgați sunt cei care vorbesc cu un om mediocru ca dumneavoastră într-o stare de relaxare. Sunteți o persoană mediocră din spațiu public cu care ăsta... Domnul Simon, de ce sunteți dumneavoastră mare om politic? De ce sunteți dumneavoastră mare om politic? De ce sunteți? Dați-mi un exemplu. Ce ați făcut dumneavoastră la viața dumneavoastră? Aveți 20 de emisiuni despre mine, domnule. Da, domne, de ce ați făcut la viața dumneavoastră? Da, domne, cu asta ne ocupăm. Da, domne, și nu numai de dumneavoastră, și de colegii dumneavoastră, da, în politică, nu sunteți ceva de asta. Asta nu e acuzație, asta e o constatare. Ce mare realizări aveți dumneavoastră de sunteți lider de grup? Ce vezi dumneavoastră? Spuneți, domne, sunteți mare om de afaceri? Dar nu mă justific în fața dumneavoastră. Vă justificați că sunteți demnitar în statul român. Domne, aveți o facultate de mâna a treia din ultima grupă valorică. Mai bună decât a dumneavoastră deloc. Pare rău. Poftim? Sărmanul Freddy Simonis. Sărmanul Freddy Simonis. Vă dați seama că el a găsit această replică să o furnizeze? Ia să prezentăm, vă rog frumos. Știindu-și studiile. Prezentați, vă rog frumos, declarația, tot articolul. Că vreau să, în ultimele minute, să cităm dintr-un articol publicat de jurnaliștii de la News. Astfel a vândut două apartamente și două mașini, un Audi și un Porsche. Niciunul din cumpărătorii bunurilor nu a fost menționat în declarația de avere, deși legea cere expres pomenirea numelor în rubrici specifice din declarația de avere. În astfel de situații, suspiciunea este că persoana care a cumpărat este doar un interpus al vânzătorului, care astfel rămâne de fapt cu bunurile. Cum numele cumpărătorilor lipsește, o verificare este imposibil de făcut. Din donații și cadouri s-au mai strâns aproape 140.000 de euro, dar de nuntă, dar de botez, o donație de la tata socru. După cum se poate vedea, tatăl soției lui Simonis este confidențial, sub aspectul numelui. Tot confidențială este și suma încasată de deputatul PSD pentru diverse cheltuieli decontate de Camera Deputaților. Un om care trăiește din banii statului, are funcție publică în stat, își permite să vorbească așa, crezând că e în regulă, domne, mintea lui e în regulă, domne. Domne, noi puteam să fim, cum să spun eu, la nivel de grădiniță, domnul Buzean. Noi putem fi analfabeți, funcțional sau nefuncțional. Noi putem fi absolut orice, Freddy Simonis, că noi nu suntem demnitari ai statului român. Noi suntem niște realizatori TV la o televiziune privată. La o televiziune privată. Acuzația. Nu suntem aici la principiu, citesc din Caragiale, Bapa Mătii. Nu suntem aici pe acest principiu. Tu, demnitar, răspunzi unor întrebări. Te enervează că am arătat poze cu nevastă ta dinainte să te fii căsătorit, e o mizerie. Nu a intrat nimeni în intimitatea cuiva. Se referă când zice chestia, probabil au publicat unii jurnaliști. Poze din spațiu public. Dar preocuparea reflectă un om mediocru. Un om care a intrat nervos că s-a întâmplat această mizerie, că au fost prezentate imagini cu soția sa înainte de a fost ilustrată nunta cu... Nu știu la ce se referă, probabil că în publicațiile pe care le-am difuzat noi erau astfel de imagini. Preocuparea sa reflectă un om mediocru. El este reflectat ca un mediocru și de studiile pe care le are.
Studiile pe care le are nu justifică în starea în care se află. Am avut o întrebare pertinentă. De grup la Camera Deputaților al celui mai mare partid din România. Noi am avut o întrebare pertinentă, iar dacă tonul a fost unul mai degrabă exaltat, a fost pentru că ne-am întâlnit cu un șmecheraș care zbiera la noi spunându-ne că l-am păcălit să intre în direct. Păi da, e nevoie să te păcălim ca să intri în direct, că n-ai decența să comunici transparent cu presa. Da? Mă rog, am mai spus niște ordinării pe acolo pentru care am putea da în judecată. Să-ți plătiți să vorbiți despre mine. Păi da, să demonstreze Freddy Simonis. Da. Să demonstreze Freddy Simonis. E cumva, domnul Zanfir, să demonstreze Freddy Simonis, care ia 140.000 de euro, dar de... E o situație ridicolă a avea un proces cu Freddy Simonis. Adică totuși ne împuținează foarte mult situația. Dar nu poți să ai un proces cu Freddy Simonis. Întrebarea e una legitimă. Da. Ce dracului te recomandă pe tine? Pe zona de studii nu ești vreun personaj. Ne spui, dar nici noi nu suntem. Calmează-te. Indiferent, oricum nu suportă comparație, vă dați seama, nu ne justificăm acum. Dar și dacă eram muncitori necalificați, noi nu suntem demnitari ai statului român ca să oferim explicații. Dar mă rog, dincolo de asta, că nu o să stăm să ne încordăm academic în fața unuia ca Freddy Simonis. Dom'le, am întrebat ca om de afaceri, ai performat? Nu, am prezentat și firmele lui, fără succes. Ce om de afaceri, nu. Public? Mare erudit, nu. Declarații de avere controversate dă vina pe funcționarii de la cameră. E responsabilitatea ta. Cum arată declarația ta de avere? Trebuia să mergi și să spui, vă rog frumos, dați-le așa cum le-am completat eu. Dați-le publicității cum le-am completat eu, da? Că ești lider de grup la cameră, nu ești chiar nimeni. Mă rog, înțelegi ce vreau să spun. Atitudinea asta de șmecher l-a făcut un valutis pe holurile Parlamentului. Și tind să mă gândesc că a exagerat în favoarea domnului Freddy Simonis. Pentru că valutiștii, deși activitatea era una mai degrabă dincolo de limitele legii, gestionau niște pricepe, da. Aveau anumite abilități. Dar acum, întrebarea în legătură cu domnul acesta cu care am vorbit un pic mai devreme, de ce consideră, vă dați seama, starea de mediocritate asta este reflectată și de acuzația pe care ne-o aduce. Noi suntem jurnaliști, ne ocupăm cu cei care guvernează România. Șpăgarii sunt cei care nu se ocupă cu așa ceva. Șpăgarii sunt cei care se fac că nu-i văd pe ăștia. Noi ne ocupăm cu ăștia. Și atunci tu vii și mă acuzi pe mine că mă ocup cu ce trebuie să mă ocup? Da, exact cu asta fac. Asta fac în fiecare zi. Vin și mă ocup de cei ca tine. Domnul asta... Freddy Simonis, care s-a cocoțat până în fruntea grupului parlamentar al celui mai mare partid din România, e nemulțumit că jurnaliștii vorbesc despre domnia sa. El fiind un personaj straniu. De ce? V-am spus puțin mai devreme. Pe baza studiilor, pe baza averii, pe baza vânzărilor prea puțin transparente, pe baza tuturor acestor aspecte. E deranjat că vorbim despre el. E supărat că vorbim. El vrea beneficiile vieții de politician, dar să aibă și intimitatea pe care și-o dorește. El vrea să fie doar demnitar. Valutistului. Intimitatea valutistului. Bonene, tu vrei toate beneficiile și privilegiile care decurg din funcția publică, fără să fii persoană publică. Să nu putem să te întrebăm de unde vii, încotro te duci. Când spunea la un moment dat Marcel Ciolacu, vorbiți cu Freddy, cu Freddy se rezolvă, da, ni l-a prezentat ca pe un om care poate rezolva lucruri, indiferent ce ar însemna asta, dar domnul Buzeanu. Dar nu pare care se rezolve. Atunci, da, e o problemă, înseamnă că e un om influent. Un om influent care e monitorizat. Bun, ne revedem mâine, să aveți o zi bună în continuare. Tudor Mușat pe Beunte. Ne vedem mâine la 6, Doamne ajută.